Da. Bună, Natalia. Oh, da, te pup, Iulia. Mulțumesc tare mult că ți-ai făcut timp, cum am zis așa, să... Cu mare drag. Să ajungi, să știi că nu poți să te pup, deși te-aș pupa. Nu mă pupa, lasă, că suntem în această situație. Te-aș pupa, te-aș saluta, dar nu... Hai să ne salutăm. Așa, hai să ne salutăm. Mamă, ce pantofi mișto ai. Hai să ne mai salutăm o dată așa, să se ia. Aș vrea să pot spune același lucru și despre tine, dar nu se poate. Nu este cazul. Bun. Mulțumesc, îmi place că ești sinceră. Câte perechi de pantofi ai, Iulia, în dressing? Nu știu, nu le-am numărat niciodată. Da, ochelari de soare. Dacă vrei, te invit toată să le numărăm împreună. Da, vreau. Mă las să-ți filmez dressing-ul? Nu știu, mă mai gândesc. Depinde cum decurge ziua de astăzi. Aoleu, îți promit că o să fiu blândă. Numai să mă las să bag și eu capul acolo în dressing-ul tău. Bine, hai că mai vorbim. Perfect. Te invit pe canapea. Și că nu vreau să te țin foarte mult în picioare, vreau să fiu și o gazdă bună. Așa. Primitoare, cum s-ar zice, aici cât mai aproape de mine. Ce mai face Iulia Alb? Foarte bine. Natalia Mateus, ce mai face? Ei, m-am mai îngrășat un pic asta, fac, dar... Nu mi se pare, zici? E, un pic, așa. Arăți bine, ești bine aspectată din toate punctele de vedere. Sunt oprimită din toate punctele de vedere. Ce mai scrieți mai oamenilor acestora pe Instagram să le spuneți ce bine arată fata asta? Dar nu că îmi zic, dar sunt eu foarte critică cu mine. Ce vrei să fac? Lăsați. Iulia, de fiecare dată când ne-am întâlnit, pentru că suntem colege, da, și faci parte dintr-un super proiect despre care o să apucăm să vorbim imediat, ea cu Still by Iulia Albu, tot timpul spune că nu are timp, că are foarte multă treabă, că are un program super încărcat. Cum îți faci totuși timp să onorezi așa toate... Sincer, n-aveam timp nici astăzi, dar pentru voi am făcut o excepție, pentru că suntem colegi, așa se face între colegi. Dacă nu eram colegi, cred că te sunam cu lunile. Mai sunat și cu ani, dacă mă gândesc. Așa bine, au trecut când ani. Eram prin alte, pe alte posturi. Dar uite că soarta ne-a adus împreună, ce să faci? Există așa zile, Iulia, în care poate, nu știu, îți propui să faci ceva în mod special sau să mergi într-un loc și nu reușești? Sau de obicei ești o tipă super organizată? Se întâmplă să am zile în care nu dorm, dar nu se întâmplă să nu-mi onorez toate contractele și toate invitațiile. Și până la urmă și să țin o relație cu prietenii mei, pe care chiar dacă îi văd o dată la 2 săptămâni, măcar atunci să-i văd. E important totuși să ai timp și să reușești să te împarți și între viața personală, familie și profesională. Ai neglijat vreodată viața personală în detrimentul carierei? De foarte multe ori. Cred că orice femeie care alege să aibă o carieră face asta. Pentru că știu că tu ești o carieristă. Da, nu înseamnă că mi-am neglijat copilul, dar mi-am neglijat familia de foarte multe ori. Și am învățat asta în ultimii ani și am încercat să o fac mai puțin. Ți-au reproșat vreodată asta? Bineînțeles, ție nu ți-a reproșat nimeni. Câte și mai câte. Iulia, asta ca să nu intrăm prea mult în discuție, uite, am aici un bol pe care o să ți-l dau ție, cu toate știrile care au apărut despre tine în ultima perioadă. Aoleu, legate de ultimele trei zile, cred că sunt destul de puține. Sunt puține, dar sunt strong, să știi. Bine, hai să vedem. Da. Îți predau ție bolul, dar cu rugămintea că atunci când extragi un bilețel să-l și citești. Că eu nu știu exact. Doamne, o să fie drăguț cu microfonul și cu bolul și cu stat. Motivul real pentru care Iulia Albu s-a apucat de sport, ce face iubitul ei aproape în fiecare zi. Uite, să chiar era prima. Da, m-am apucat pentru el, pentru că el face sport în fiecare zi. Nu m-am apucat pentru mine, dar la îndemnul lui. Este cel mai bun antrenor din lume. Serios? Ce tare. Și nici nu s-a supărat pe mine că n-am putut să merg astăzi. Deci, păi stai puțin, să dezvoltăm puțin. Deci el e bărbatul care te-a împins să... Eu oricum făceam sport. Să faci sport. Doar că am avut o perioadă de vreo 5 ani în care n-am mai făcut, știi? Și m-am reapucat datorită lui. Am și instructor la sală, un alt instructor, nu pe el. El nu este instructor de fitness, adică... Nu că ar fi fost ceva rău în asta, dar știam că nu e. Eu cu el merg să alerg. Este suficient. Și am și un instructor la sală, unde merg, și mai fac și not pe lângă asta. Și te ceartă așa uneori când mai fentezi câte o zi sau când o mai sari? Normal. M-aș supăra dacă n-ar face asta. Și ce faceți? Aveți așa un program în fiecare dimineață? Mergeți să alergați în parc sau cum? Mergeți să alergăm în parc, da. Dar tu nu ai de unde să știi, pentru că tu la ora dormi. Păi depinde la ce oră, stai puțin, că și sunt matinală, Iulia, nu mă la ora 5, 6 sau 7 jumătate. La ora aia dorm și visez frumos. Spun. Bun, hai să trecem la următoarea întrebare. De ce bine, uite, că vă motivați așa unul pe altul? Iulia Albu se vede mamă din nou, îmi doresc să adopt un copil, dar este dificil. Da, este adevărat. Îmi doresc și să fiu mamă asta, din nou, Iulia? Și să adopt un copil. Sunt două lucruri separate. Hai să le luăm pe rând atunci. Asta cu adopția. De cât timp îți dorești să adopți un copil? De cât timp de ceva ani m-am gândit la lucrul acesta. Mi se pare un gest responsabil. A existat un moment anume în viața ta care te-a determinat să-ți dorești să adopți un copil? Nu, mi se pare normal ca fiecare să se gândească la lucrul acesta. Mi se pare că este un gest responsabil și este ceva care ar trebui privit ca o normalitate.
Asta e foarte frumos, e într-adevăr un gest nobil, dar știi cum e, nu toți îl privesc așa. Așa că este un gest nobil, este un gest normal. Da, așa e. Într-un fel sau altul, da, asta este o normalitate. Dar totuși, de ce ai amânat momentul? Ia spune-mi, Natalia, tu de ce nu ai copii? Aoleu, Iulia, nu știu, o să fac și eu, promit. Când o să faci? N-am nimerit momentan. Nu? Nu, dar nimeresc acum, simt că lasă vine. Lasă că o să nimerești după emisiunea vine. Asta, spun eu. Nu că am nimerit deja, dar vine. Hai să vedem. Da, stai puțin. Păi nu, stai să citim următoarea păi întrebare. Păi nu, că v-am să mai întreb ceva legat de cea din urmă. Oh my God, acesta este o întrebare. Hai, zi, că revenim, nu-i problemă. Iulia nu se mărită. Ce a cerut lui Mihai Albu este inimaginabil. Decât o căsătorie nefericită, mai bine un divorț de succes. Asta mi-a plăcut, mi s-a părut o declarație bună. Da, și asta pare și normal, decât o căsnicie bună. Dar de ce să stai într-o căsnicie în care nu ești fericită? Este valabil pentru orice căsnicie și pentru orice persoană. Te-ai gândit vreo secundă, sau ți-a părut vreo secundă rău că ai divorțat? Știi cum e? Aș mai fi putut poate ceva. Să fac ceva? Nu, că n-aș vrea să ajungem pe prima pagină. Nu. Oricum ajungem. Nu. 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 Nu, nu. Păi mai zi ceva, mai dezvoltă puțin. Stai, spun stai, 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 stai puțin. Câte mult ai fost, Iulia, nefericită? Cât timp ai simțit că relația sau căsnicia cu Mihai nu-ți mai este potrivită? Nu mai știu, a trecut atât de mult timp, parcă a fost altă viață. Adică atât de mult ai uitat trecutul? Da. Atât de repede l-ai uitat? Tu-ți mai amintești ce a fost acum 10 ani în viața ta? La mine s-a întâmplat niște lucruri de care o să-mi aduc aminte toată viața, Iulia. Aoleu, acum 10 ani exact sau acum mai încoace? Da, mi-aduc aminte trecutul, dar lucruri de care nu vreau să-mi aduc aminte deloc, nu mi le mai aduc aminte. N-a fost ceva care să nu poată fi uitat. Dar în ce relație ești acum cu Mihai? Foarte bună, excepțională. Ce s-a întâmplat la petrecerea fiicei Iulia Albu? S-au iscat din nou discuții între părinții ei. Așa, nu știu. Hai că ai mână bună, Iulia, am senzația da, că... Da, cred că toate întrebările Iulia, sunt așa. Iulia, vreau să specifică, dacă nu vrei Doamne. Să răspunzi la o întrebare, nu răspunzi și gata, nu te... Am răspuns în scris în instanță. Următoarea, deci nu răspund. Următoarea, ok. Legătura neștiută dintre Borcea și Iulia Albu a făcut dezvăluiri despre fostul acționar, motivul pentru care Iulia Albu a păstrat numele fostului său. Stai puțin, sunt două. Sunt două, am citit articolul. Care e legătura asta neștiută între tine și fostul acționar de la Dinamo? Să știi că există o legătură neștiută. Nimeni nu știe că eu îl știam pe Cristi datorită și pe Mihai la Borcea datorită tatălui meu. Și nu datorită lui Mihai Albu, fostul tău soț? A, nu. Erau chiar prieteni comuni. Dar care este motivul pentru care relația dintre tine și părinții tăi spiritual până la urmă, chiar dacă Așa. Ai divorțat, s-a îndepărțat... Diluat. În general, eu cred că atunci când ești naște profesie, e dificil să ții legătura cu toți finii și în plus de asta s-au mai întâmplat și alte lucruri. Despre acele lucruri aș fi vrut să aflu. Păi nu vrei tu să afli despre acele lucruri, Natalia. Acele lucruri au fost suficient de deranjante pentru tine încât să te retragi din ecuația respectivă, nu? Da. Mai departe. Mai departe. Ne-am certat... iarăși, același subiect, stați. Iulia Albu, detalii neștiute despre familia lui Cristi Borcea, ne-am certat foarte mult. Nu ne-am certat decât 3 minute. Următoarea. 3 minute, dar te-au ținut toată viața, cum ar veni. Eu sunt așa, știi? Țin supărarea. Da, o secundă. Dacă te cerți cu oameni importanți în viața ta, că e fost acționar de la Dinamo, că nu e, că sunt oameni în care ai avut încredere și care te-au dezamăgit. Ești genul de om care oferă a doua șansă? Câteodată, pentru că nu întotdeauna. Foarte tranșantă. Aș vrea să fiu foarte, foarte onestă, știi, și să nu te mint. În general, nu pot să mint. Nu prea ofer a doua șansă. Se întâmplă, dar foarte rar. Dar care au fost lucrurile care te-au deranjat cel mai tare la oamenii în care ai avut încredere de-a lungul timpului? Cu ce ai fost tu, din cauza căror lucruri ai fost dezamăgită? Nu aș putea să spun ceva, pentru că în momentul în care eu hotărăsc să rup o legătură cu cineva, o rup și gata. Nu mai contează care a fost motivul sau ce s-a întâmplat acolo. Dacă eu am ajuns în punctul în care să consider că merită tăiat acea legătură, o tai. Dar consider că dacă o relație s-a terminat, fie ea și de prietenie... Ia spune tu mie, Natalia! A fost vina amândurora, că într-o relație, fie ea de prietenie sau fie ea și de iubire, de obicei când ea se strică sau se termină, că ambele persoane de obicei greșesc. Sau nu e treaba chiar așa? Știi ce cred eu? Că trebuie să... fii cumva matur ca să iei decizia potrivită. Și de multe ori, ca să ajungi la acel nivel de maturitate, trebuie să treci prin niște experiențe. Bun. Știu. Politician trebuia să mă fac. Ce i-a interzis Iulia Albu fiicei sale, Micaela? Timpul este limitat la 2 ore pe zi. Da, nu are voie pe rețele
pe social media, nu are voie. Stai că aici vreau să dezvolt computer, subiectul. Da, mai mult de 2 ore pe zi. Și a acceptat treaba bine, asta? Bine, în afară de școala online, evident. Care acum, na, așa se desfășoară. Da. A acceptat treaba asta sau a trebuit să duci muncă de lămurire cu, A fost simplu, a acceptat, nu a fost o problemă. Am mai avut și momente când a dorit să stea mai mult, dar nu îi pot permite, nu mi se pare că este un lucru sănătos și, în al doilea rând, ea poartă ochelari și nu este ok pentru ochii. Cum ești tu ca mamă? Cum e Iulia Albu când ajunge acasă, când uită de tot, când termină cu filmările, când e Iulia Albu mama? Pentru pur asta trebuie să avem un reality show intitulat. Nu vă spun titlul, că poate chiar îl fac. Mai departe. Nu, stai puțin. Ești blândă, ești de treabă, ești genul care o pedepsește dacă greșește. Tu cum crezi că sunt? Ești un pic exigent acum. Zici, nu? Ești chiar cea am mai... o figură severă, așa. Ești o mamă cool. Sunt, crezi? Ești sigur, sigur. Nu știu ce să spun. Când ai certat ultima oară pe Micaela? Când am? Certat-o. O mai cerți? Azi dimineață. De ce? Pentru că nu și-a făcut temele. Asta mi se pare normal. Dar, de exemplu, dacă își dorește ceva foarte tare, da, mergeți în mall sau vrea neapărat ceva. Ce bine că nu mergem în mall. Păi orice alt obiect sau lucru pe care și l-ar dori, îl cumperi imediat cum își manifestă dorința? Sau niciodată, trebuie să merite? Niciodată trebuie să merite întotdeauna tot. Cum arată fetița Iulia Albu la 12 ani, Micaela și-a făcut o schimbare de look, copia fidelă a mamei. I-am făcut breton. Ce dramatic. I-am făcut copilului un breton. Dar ți-ai dori ca fiica ta sau, nu știu, ți-ar plăcea ca fiica ta să fie copia ta? Nu, de ce? Adică am să... destule clone, mulțumesc. Păi da, știi cum e, numai una e fiica ta. Nu doresc să fie a doua Iulia Albu, vreau să fie prima Micaela. Foarte frumos, dar ce ai tu și ți-ar plăcea să aibă și ea? Să se transmită, să se moștenească. Ce am eu și mi-ar plăcea să aibă... Abilitatea de a răspunde doar la întrebările la care dorește să răspundă și să întoarcă vorba exact atunci când consideră necesar. Așa cum face Iulia acum, pam, pam. Secretul bine păstrat al Iulia Albu, acum s-a aflat totul, important este să nu-ți fie rușine, dar nu știu despre ce este vorba. Facem așa, de unde? Luăm nu știu. O scurtă pauză de publicitate, ne gândim la despre ce este vorba și mai sunt acolo câteva bilețele. Îmi place că Iulia nu spune nu, răspunde tuturor știrilor apărute în showbiz în ultima perioadă despre ea, ceea ce îmi confirmă faptul că a rămas aceeași fată neschimbată. Ești exact așa cum te cum știu. Cum ai citit tu că sunt. Exact așa cum te știu, da. Sinceră. Pui lucrurile pe nume de fiecare dată și nu ți este frică să spui adevărul. Astăzi, doamna profesoară, și că o scot la tablă pe Iulia Albu, în schimb, tu ești doamna profesoară, Iulia, dar în sensul bun. Nu? Și ne dai 9 note referitor la bilețelele pe care ți le-am pus acolo în bol. Stai să citești. Că rămâsă la întrebarea aceasta. Important este să nu-ți fie rușine. Da, cred că este vorba de faptul că am fost bullied în școala generală. Ai suferit din cauza asta? Toată lumea suferă. Este ceva groaznic pentru un copil să treacă prin așa ceva. Important este să recunoști și să mergi mai departe. Dar care era motivul? De ce se legau de tine? Eram foarte slabă. Extrem de slabă. Dar slabă. E bine, uite acum ani mai târziu cât de bine că e slabă până da, la din urmă. Clasa 10 a început să fie cool chiar. Exact. Deci până la urmă, uite că s-au întors toate lucrurile în favoarea ta. Da, important este ca cei ce ne urmăresc să înțeleagă că nu este deloc ok să facă bullying. Și asta se întâmplă de multe ori și la serviciu, în corporații se întâmplă. Multă lume nu vorbește despre asta. Ai vorbit cu Micaela despre asta, cu fetița ta? Am vorbit cu Micaela despre asta. A trecut și ea prin asta? Nu. Îți este teamă să nu treacă prin același episod ca și... Nu, Micaela este foarte puternică și a avut o mamă ca mine care a știut să o învețe lucrurile importante. Și care bănuiesc că ai vorbit cu ea de fiecare dată. Cu siguranță. De câte ori s-a întâmplat câte ceva, poate, care nu i-a plăcut, mereu a avut deschiderea să discute cu tine. Cu siguranță. Mergem mai departe? Hai să mă întreb. O întrebare, una. Hai, o singură întrebare. Ia, alege tu. Iulia e contra cronometru, vă sunt zic. Trei, alege, 1, 2 sau 3? 2. 2. Centru. Hai să vedem. Detalii neștiute din relația lui Albu cu iubitul Mike. După prima întâlnire am spus că nu mai vreau să-l văd. Mă iubește Dumnezeu, Când îmbracă Iulia Albu Ia-o, ia-o, că luăm amendă. Am două întrebări, atât. Două. Stai puțin, era o întrebare. Da, când au devenit două? Care mă duce spre două întrebări care vor dezvolta subiectul. Când îmbracă Iulia Albu din nou rochea de mireasă? Nu pot să spun. Dar nu este vorba de nuntă. Ai fost cerută? O să îmbrac până la sfârșitul anului de două ori rochia de mireasă. În viața nu personală, pot să spun despre ce este vorba.
Poftim? Că dacă e vorba de un proiect... Dacă e vorba de un proiect, da. Dacă nu... Te vezi din nou la altar? Eu la altar, de ce? Ca și mireasă. Nu țin neapărat să mă căsătoresc într-o biserică, în sensul tradițional. Dar doresc să mă căsătoresc în fața lui Dumnezeu. Te vezi mamă pentru a doua oară? Cu siguranță și pentru a treia oară. Foarte frumos. Ați discutat deja despre acest lucru, tu și iubitul tău? Nu, am de gând să fac acești copii singură, fără ca el să știe. Nu, adică dacă sunteți pregătiți să deveniți părinți. Dacă suntem sunteți... Niciodată nu ești pregătit ca să devii părinte. Mi s-a mai zis și mie, ai Natalia, făl, că niciodată nu o să fii pregătită. Ah, credeam că a vrut să adopte cineva. Na, nu. Cred că sunt destui bărbați care ar dori să o adopte pe Natalia noastră. Poate m-o adopta la un moment dat cineva. O, Doamne. Bine, glumesc. Nu. Sunt adoptată bine. Asta a fost un umor negru. Sunt adoptată bine, să știi, ești Iulia. Bine, deja nu? Sunt bine adoptată acolo unde sunt. Asta zic, lasă că ești bine. Ia cu stil by Iuliarbu, este noul proiect, da, care ne-a făcut colege. Vineri de la 18 la Antena Stars, ia cu stil, o să vedeți ce se întâmplă. În această săptămână avem ediție de Halloween, o să ne speriem cu toți, o să fie ceva dramatic. Vine una dintre concurente, una dintre fetele care participă la acest show, chiar din Madagascar. Tocmai din Madagascar. Ce tare, serios? Da. Deci, ca să te întâlnești cu Iulia Albu, vii tocmai din Madagascar. Da. Da, și ne-a plăcut foarte mult de ea, este o fată minunată. A existat vreo transformare foarte dificilă pe care a trebuit să Toate au fost dificile. Faci. Toate au fost dificile. Ceva pentru că atunci când o persoană îți acordă încrederea ei și se lasă pe mâinile tale, ai o responsabilitate enormă ca atunci când ea se uită în oglindă să îi placă ce vede. Și acea transformare stă pe umerii tăi, până la urmă. Pe ai mei și a echipei mele. Iulia, îți mulțumesc tare mult că te-ai făcut timp să vii astăzi pe la noi, pe la mine și eu te-aș invita mult mai des. Acasă, da. Eu te mai sun când îți faci timp, pentru că știu că ești foarte prinsă între fetiță, între iubiți și între viața profesională. Le-am zis bine? Le-am prioritizat bine? 1, 2 și 3? Nu o să intru în discuția asta acum. Bine, perfect, mulțumesc din suflet și ne vedem și la viitoare. Dragilor, mergem cu un super...